Cel mai important în ajun de alegeri să facem o alegere corectă, ca să mergem spre o viață mai frumoasă, decentă e pentru noi. Am fondat compania Aridon peste 30 de ani în urmă și până în ziua de astăzi o conduc. La ziua de astăzi avem peste 200 de angajați. Salariul mediu pe companie după august e 15.200 de lei brut. Cifra de afaceri pentru anul trecut e peste 200 de milioane de lei. Am observat că toți se salută unul cu altul. Toți se salută unul cu altul. La noi, dacă noi nu știi, nu știu cum îl cheamă, în Mahalate primbli și nu se salută oamenii. În sat e mai bine, în sat se mai salută oamenii. Dar în oraș îl știi, îl vezi în față, te saluți cu dânsul, el încă se miră de ce vrei la tine. Adică aici când rămânem în Oruș, asta mi-a rămas în memorie. Dar acum cu mare plăcere, când mă reîntorc în Europa și merg mai ales prin orășele mici, toți oamenii se salută, se lucrează ce mai mult. Adică nu mai e presionat tare, evident, lucrurile mai scumpe și mai departe, asta cu timpul vine, dar oamenii. Cred că noi toți împreună ne așteptăm la o stabilitate politică. Ce am în vedere? Ne ducem aminte ultimii 20-30 de ani, când independent de cine vine la guvernare, se uită ori spre răsărit, ori spre apus. Și de aici am avut și istoriile cu fructele noastre, cu vinurile noastre, cu gazul. Și cel mai grav, la nivel de prieteni, de comunicare între oameni, din familii chiar, că unde e mai bine, că fiecare trecea la torta sa. Și divizarea asta din politic vine spre noi tot. Acum, când deja se vede că e o cale, încă început de cale, dar clară, spre Uniunea Europeană, foarte mult s-a calmat. În primul rând la oameni, și asta evident are impact și în politică, are impact în economică, în afaceri, în mulți limpizește. Când vezi la răsărit deja, adică o lumină, când mergi spre Europa, deja și stabil, sper că deja nu ne mai cornim din calea aceasta. Eu și ca om de afaceri și în jurul meu, oamenii de afaceri, mai ales cei din agricultură, avem în față o piață mare, bogată, prietenoasă față de noi, deschisă, unde putem să dezvoltăm. A doua, evident, că sperăm pe fonduri care deja vin. Noi deja pe ziua de astăzi vedem că drumurile sunt alte. Noi știm din emisiuni că în grădinițe apar noi, tot din banii veniți din Europa, școli, deja se vede că lucrurile merg mult spre bine. În afară de aceasta, ne așteptăm că încă să mai fie schimbări în domeniul legislativ. Aici mai șchepătăm. Se mai dau salarii în plic, asta afectează și pe cetățeni la pensie și la vânzarea mărfii, nu totul trece prin aparatul de casă, asta tot impozite, aici mai avem de făcut. Și sper că legislativul să avanseze într-atât ca domeniul de afaceri să fie mult mai transparent și în baza la aceasta vor veni și investiții mult mai multe. Europenii nu o să vie la dezordine, vreau regulă. Dar mergem spre asta. Ultimii ani avem schimbări pozitive și sunt convins că țara se va schimba tot mai mult.